Vă las acum cu Simona Aman, președinta partidului nostru, și o salut pe doamnă de 89 de ani, OTV-istă de-a mea fidelă, care vreau să trăiască mulți ani mai încolo, să vadă OTV-ul liber și în România. Bună ziua și bine v-am găsit! Piața asta unde am ajuns și din rolul ăsta tot și am încercat socolii până în acest moment să înducă și să continuă partidul unde poți să așa arăt un partid în disoluție. Sigur nu. Eu vă spun că suntem din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai puternici. Am convingerea că sunteți din ce în ce mai uniți, că sunteți alături de noi și noi alături de dumneavoastră. Iată, suntem astăzi aici împreună cu parlamentarii noștri, pentru că tot vă spunea toată lumea că au plecat toți, că nu mai avem parlamentari, că nu mai există grup. Eu vă spun că avem și parlamentari, avem și grup. Este și liderul grupului parlamentar aici, domnul Daniel Penechiu, sunt și parlamentari, este Liliana Mincă, este Ștefan Dalcă, tocmai venim de la Mario Caloianu. Sunt eroii noștri din Parlament care luptă pentru dumneavoastră și luptă pentru legi care să vină în folosul și în avantajul dumneavoastră. Haideți și să ieșim în data de 25 mai la vot, să ajungem și în Parlamentul European, să vă putem reprezenta cu cinste și acolo. Așadar, pe 25 mai ieșiți la vot și votați pe PDD cu suflet de român!